Echipele de salvatori din Japonia nu renunță la luptă. Bilanțul victimelor depășește cele mai negre închipuiri, dar asta nu îi face să muncească mai puțin. Acum au și ajutoare de nădejde. Câinii de căutare. Animalele sunt excepțional dresate, ceea ce se vede în rezultatele pe care le au. Câinii au reușit să găsească oameni în viață, acolo unde cele mai perfecționate aparate au dat greș. Și nu de puține ori animalele au fost rănite în timp ce salvau victime prinse sub dărâmături. Contra cronometru. Așa muncesc câinii antrenați să salveze vieți. Se mișcă repede și sar peste dărâmăturile lăsate în urmă de catastrofa de pe 11 martie, ca și cum și-ar căuta proprii stăpâni, nu pe niște necunoscuți. How important are these dogs to these operations? Very. There's a lot of technical gear, obviously, the listening devices, the cameras, it's all the Delsar, all that stuff for, you know, locating people. But at the end of the day, you can't beat a dog for hitting the scent of a human being. Aceste animale sunt atât de bine antrenate încât sunt capabile să blocheze mirosul unei persoane decedate și să simtă doar pe cel al oamenilor vii. Astfel reușesc să găsească pe cei care încă mai luptă pentru viață sub dărâmături. În încercarea de a salva cât mai multe vieți, câinii nu-și mai respectă instinctul de conservare, iar acest lucru uneori conduce la răni. Sunt bandajați, după care se întorc înapoi la treabă. Viața cuiva ar putea depinde de ei, așa cum s-a întâmplat nu numai în Japonia, și în Haiti, unde echipa de salvare împreună cu cei 12 câini au scos de sub dărâmături zeci de persoane.